mai vine o veste șoc pentru șoferii români. De anul viitor se discută și despre creșterea punctului de amendă. Teoretic, punctul de amendă este 10% din valoarea salariului minim, dar de câțiva ani încoace, această valoare a fost înghețată la suma de 145 de lei. Știm foarte bine, salariul minim a fost majorat în octombrie la 3.300 de lei. De anul viitor se discută și despre creșterea punctului de amendă. Teoretic, punctul de amendă este 10% din valoarea salariului minim, dar de câțiva ani această valoare a fost înghețată la 145 de lei. Ei bine, se ia în calcul alinierea punctului de amendă la valoarea salariului minim, astfel că valoarea acestuia s-ar putea să ajungă la 330 de lei, mai mult decât dublu valorii din prezent. Dacă sunteți prinși în trafic fără centură de siguranță, veți fi sancționați cu 3 puncte de amendă și dacă în prezent valoarea acesteia este de 435 de lei, de la anul s-ar putea să fie 990 de lei. Mai mult vor plăti șoferii care vorbesc la telefon respectiv până la 2600 de lei și li se poate suspenda și permisul pe 60 de zile. Pentru alte contravenții mai grave pe care polițiștii le încadrează în clasa a 5-a de amenzi, adică aplicarea de 100 de puncte de amendă, valoarea acestuia poate ajunge și la 33.000 de lei, adică undeva la 6.600 de euro. În mai multe cazuri, cam cât valoarea mașinii. Relatează Antena 3.ro.